Îndrăgostit de mare și pasionat de sporturile extreme, simplul cetățean Radu Mazăre profită din plin de zilele de libertate și vrea să recupereze timpul pierdut în spatele gratiilor la Beciul Domnesc. Ori de câte ori vremea este favorabilă, își ia zmeul sau caiacul și străbate valurile. Așa a făcut și în acest weekend, când împreună cu fratele său mai mic Mihai și-au luat caiacele și au ieșit pe mare. Mazăre și-a pus un costum unlat pe corp, a mai meșterit preț de câteva minute la caiac și a ieșit pe mare, urmat la scurt timp de fratele său. Radu Mazăre este un bun cunoscător al sporturilor nautice, iar echipamentele pe care le folosește sunt pe măsură. Pentru Mazăre, anul 2015 a fost unul foarte complicat. El este cercetat sub control judiciar și săptămânal merge la poliție să dea cu subsemnatul. Evident, această situație nu-i mai permite să plece în vacanțe exotice și acum se mulțumește cu Marea Neagră la Mamaia.